De luni am scăpat de temperaturile de 30 de grade Celsius și avem parte de valori medii de 24-25 de grade. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat confort termic, pentru că variațiile bruște de temperatură pot da organismul peste cap. Imunitatea slăbită face ca organismul să contacteze mai ușor virusurile răspândite în aer, iar răcelile se pot instala pe negândite. Însă aceasta nu este singura problemă. Persoanele cu afecțiuni pulmonare pot să dezvolte sau să amplifice un astm preexistent sau pot să apară boli pulmonare. De asemenea, schimbările bruște de temperatură accentuează stresul, accentuează problemele de nutriție ale unei persoane. Fluctuațiile de temperatură își spun cuvântul și asupra oaselor, articulațiilor, mușchilor și tendoanelor. De aceea, în zilele în care temperaturile se schimbă brusc, mulți simt că au dureri în tot organismul. Pentru bolile care le avem noi bătrânii, schimbările astea bruște ne afectează foarte mult. Simțiți dureri sau o stare mai... Ce să facem? Asta e, trebuie să ne obișnuim. E diferență foarte mare de temperatură, e diferența acum de 30, de 16 grade aproape. Cum faceți ca să nu suferiți? Nu facem nimic, trebuie să ne acomodăm, altfel n-avem cum. Nu simt niciun fel de transformare în organism. Poate pentru cei mai tineri. Suntem crescuți la țară, suntem obișnuiți. Singura barieră în fața îmbolnăvirilor cauzate de variațiile de temperatură este întărirea sistemului imunitar. Cea mai scăzută temperatură prognozată de specialiști se va înregistra în 3 septembrie, când mercurul din termometre nu va urca mai sus de 23 de grade Celsius la drobeta turnul Severin.